zi tu, Livian, că tu ai ce primul să mă întrebi. Eu... Poveste puțin mai încurcată și ieri am reușit să o deslușesc, însă nu pot vorbi neapărat despre chestia cu deslușitul, fiindcă nu se află o persoană în casă și are legătură cu toată chestia. Și ce dacă? Cu toată chestia asta. Nu, poți să o spui. Nu mă, poți să o spui și eu spun că nu e adevărat, care e problema. Să vină de față. Că eu știu ce am spus. Să o luăm cu începutul. Eu râdeam de toată situația și când era Fiza aici. Adică Fiza are o abordare foarte ciudată. Tot timpul... Și zic și ție, fiz, nu mă deranjează, poți să spui ce mie nu, eu știu nu, ce abordare am. Nu că nu-mi place, nu mi-ar veni să intru neapărat. Suntem diferiți. Da, de asta zic. Suntem speciali și suntem atât de miștoși, suntem atât de complexi. Da. Bun, deci nu e nicio... Fața României. Da. Mai mult tu, că tu ești de mai mult. Are un stil aparte, fiz. Adică... Ar fi chiar cool. O sucește din mersul ăsta, se agită în vorbire. Și chestia asta oarecum e amuzantă. Da, da. Despre asta e fiz. Păi dacă adică... eu simt umorul spre deosebire de tine, de gândit. Într-adevăr, ai simțul umorului... Am, măcar poți să recunoști în fața. Da, recunosc, ai simțul umorului... Am și inteligență sau dau invers? Și inteligența e mai mare decât a mea și... N-am zis că e mai mare. Am simțul ai umorul. Inteligență mare și simțul umorului mult mai dezvoltat comparat decât mine. Corect. Nu te-am întrebat dacă crezi că l-am mai dezvoltat. Și ai zis că da. Da, l-ai mai dezvoltat. Bun. La început, relația mea cu fiz... Datorită vârstei. Datorită vârstei și experienței acumulate în această vârstă. A. Bineînțeles. Bun. Sper să fie și el mai inteligent ca mine când peste 10 ani. Dacă se compară de acum, de la vârsta asta, înseamnă că o să fie bine și... Păi asta zic. Eu sunt sigur că va fi. Bun. O intrat cu fiz în casă, nu știu ce, ne-am apropiat. A fost luat în primire oarecum. Da, am văzut că e luat în primire, am zis... Exact. Sunt fricos rău de tot. Am fost luat în primire. No. Zice de la început. Când bă, fiz, n-ai fost luat în primire. Dar nu formularea asta, că nu e cu luate. Ce înseamnă luate în primire? Sunt în fața voastră, știi? Și primire, mă zic, că nu înțeleg. Nu. Păi folosește frumos. Am avut o dispută cu băieții care de la bun început, a fost primit nu m-a fost luat de la bun început, fiz a avut o discuție, o discuție mai greu cu băieții. Sinonim. Dar dacă vrei tu, am fost luat în primire. De care a fost atacat. Eu am vrut să-i ofer. Așa, bravo, vezi că știi să vorbești corect? Da, vezi, uite, în mers învăț de la tine. Cu mare drag. Eu am vrut să-i ofer o puțină... N-a greșit. Sinonim, deci atunci se potrivește. Da. Da, ok. Eu am vrut să-i ofer puțină comoditate, să-l iau, vorbi mai... No, îl menajez, adică îl menajez. Îl trag din discuția pe care a avut-o, da, cu băieții. Care n-a început eu. Care nu a început-o el. Ca nicio altă discuție, dar nu mai cred. Fiecare. Ca un băiat civilizat și bine crescut, ce sunt, n-am început. Hai zi. După câteva zile văd că-s scos de pe Instagram. Și tu? Da. Și eu. Asta în ideea în care ieri văd că-s blocat. Și tu? Și eu la fel-s blocat. Da, adminul meu, nu de tine. Mă, stau, mă gândesc, oare ce? M-am gândit eu ce? Am făcut niște legături, am zis 100% că n-avea de ce. Și după aia vin niște informații la mine, cum că fiți tot timpul mi-o susținut cuplu, m-o susținut pe mine, adică avea o părere foarte bună. Dar spune-mi informațiile, cine le deșteaptă? Ce este, vin niște informații? Așteaptă, fiz, te rog, da. Lasă-mă să te rog. Primesc niște informații, cum că el e împotriva cuplului meu cu Bianca, că suntem nu știu ce cuplu, că nu are o părere bună despre mine, despre Bianca. Eu l-am întrebat în emisiune, am zis că am primit informațiile de la staff, de la în fine. Însă informațiile mi-au venit de la none. Adică el mi-a zis, bă, pe mașină fiz o zis așa, așa, așa. L-am întrebat, fiz ai zis? Nu. Bun. Vine none aici să spună ce. Dar ce a zis, none? Că Livian folosește numele Bianca pe vloguri ca eu îi pun numele lui Bianca pe vloguri ca să vezi, doamne, să aibă impact mai mare. Eu stau cu Bianca pentru... Dar nu none a zis, a zis că fiz a zis. Că fiz a zis. None ți-a zis ție că fiz i-a zis lui. Da. Așa. Da. Că... Deci chestii astea cu Bianca, că n-are o părere bună despre Bianca, despre mine. Bun, poți să răspund acum? Cum ți-a spus atunci? El nu intră în ceartă cu mine ca să nu îl fac eu aici, să nu îl fac eu pe internet, să nu înceapă ta... Îți zic ce-o zis, fiți. A, el? Că da, să nu încep să fac eu vloguri despre el, tata, să nu mai iau aici. Informațiile astea au ajuns. L-am întrebat, eu am zis, bă, nu-l dau nici pe none să zică none, am zis cineva din staff ca să rămână așa treaba. Bun, ca mai apoi să mai aud încă o informație. Și după aia să aflu adevărul, adevăr care deja eu l-am făcut în cap, dar eram în dubii, bă, oare fiz nu... Nu-l vedem pe fiz tipul care nu recunoaște. Și de asta eram... Și ți-am recunoscut atunci? Ce alte? Am spus? Tolerități de subiectul ăsta, mine și Bianca, că... Bă, frate, vezi că tu tot o cauți. Acum ai zis că n-am nimic cu tine și cu mine, că fiz, frate, fericit. Bă, omule, tu nu înțelegi că tu n-ai treabă. Tu ai fost băgat aici... Că tu ai zis, dar de fapt nu tu ai zis. Eu asta încerc să spun ție, că n-ai de ce, că nu am făcut. Da, eu știu, mă, omule. Păi nu tu ai zis, acum au prezis ca și cum nu știi. Păi așa, 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 așa,
Și acum deci, mai imaginați-vă fiți la testimoniale cu astfel de întrebări. Lasă-l să zic. De asta nu vreau eu să intru așa. În conflict. Păi n-ai ce conflict, că eu n-am conflict cu tine una la mână. Adevărat. Clar. Și am aflat adevărul, doamna Andreea, cum că toate chestiile astea erau de fapt părerile lui None. De la mine adevărul. Nu despre mine. Exact. Nu numai despre mine și despre alte persoane, dar mai bine discutăm chestia asta când e și el. Deci chestii de astea care dau urât, adică stăm noi împărțiți, nu știu ce, ei trei și noi trei suntem, sunt urât astea. Adică păi da, dar bărbații în casă și... Mai, ieri s-a început discuția și eu v-am spus asta că a fost în urmă cu o săptămână sau două. Asta a fost în urmă cu o săptămână. Nu vreau să se întâmplă și la... Nu ne-am numit stele și ești prostat. Aș fi vrut să le discut aici și... Vreau să zic că ei spun despre noi chestia asta, dar ei se mănâncă, ei... Nu e vorba despre E vorba despre Andi și Brune, ei... Pe mine nu mă băgați, că eu n-am treabă cu nimeni. Se mănâncă între ei. Adică Andi e prietenul meu, dar tot ce sunt... Eu nu sunt canibal ca să mă mănânc cu cineva. La modul figurat. La figurat, da. Dar cred că a înțeles și el ce vrea să... Nu pot să mă mănânc cu încă cineva. A, la masă pot să mănânc cu el, așa. Și în primul rând e o prietenie între noi. Falsă, foarte falsă, enorm de falsă. Nu te interesează ce poate da, poate din partea ta e adevărat, din partea prietenului tău. Așa poate consider și eu, dar nu mă interesează, poate și între voi doi e o prietenie falsă și pe mine nu mă interesează. Da, cred că s-a demonstrat de multe ori că nu e adevărat. Îi crezi pe băieți cu ceea ce spun acum? Nu știu dacă îi cred sau nu îi cred, pur și simplu nu mă interesează. Dar ce simți când auzi lucrurile astea? Nu simt nimic, nu mă interesează. Da, este adevărat. Andy a spus și Andreea că poate asta crede și el în capul lui că el de fapt e mai prieten decât el sau poate e conștient de niște chestii, dar na. Dar nu vreau. Neapărat că sunt conștient, avem o prietenie, nu e atât. Omul a tratat cu respect, dacă e tratat cu respect. Tratez cu respect, el mă respectă față în față, e problema lui dacă m-a vorbit. Pur și simplu, poate și eu l-am vorbit la rândul meu, da, de ce nu, poate l-am vorbit și eu, cine știe. Și cu asta, nu mai trebuie. Dar e adevărat că vrei să mă distrugi pe Bogdan? N-am cu ce să vă distrug. Au asistat oameni la discuția voastră și... N-am cu ce să vă distrug, pentru că nu, eu nu, nu vă iau un calcul ca să vă distrug. Adică n-am cu ce să vă distrug. Eu ți-am zis, eu vorbesc cu voi pentru că sunt aici în casă. Cum ați observat, eu pe holul sau unde nici nu vorbesc cu voi. Asta. Din punctul meu de vedere, nu există niciun grup. Fiecare pe cont propriu. Asta am spus eu ieri, da. Care fiecare pe cont propriu? Se vede de la distanță că suntem... Nu, eu m-am 3 referit. 3. Eu m-am referit, frate. Cum ne înțelegem? Cum ne înțelegem? A să vă spun mai... eu. Ia 3 ore când ce se întâmplă în spate, dacă că aici toată lumea este. Da, dacă eu nu mă înțeleg, dacă eu nu mă înțeleg, dacă eu nu mă înțeleg cu el, de ce să stau cu el? Dacă eu nu am ce vorbi cu el. Spate, punctul meu de vedere, nu suntem pe aceeași undă. De ce să stau cu el? Clar, nu neapărat că formez un grup. Nu neapărat că formez un grup sau ceva de genul. E vorbim, nu distrug pe nimeni. Eu acum aș vrea să ies puțin afară, pentru că nu vreau să stau cu el în aceeași discuție. Nu vreau să stau cu el. Când se duce Bogdan la Brăila, n-am ce vorbi cu el. Îl distruge pe Bogdan, că pune lumea să-l aștepte. Nu vreau să vorbesc cu el, ca și cum eu dacă eram pe stradă, nu mă băgam în seamă. Nu-l băgam în seamă pe el. Și vreau să ies afară. Mă scuzați, vă rog frumos să mă iertați, dar nu pot să stau lângă el, nu pot să vorbesc cu el, pentru că eu nu vreau să-l bag în seamă pe acest om. Pentru mine nu există. Facem schimb de locuri. Și vorbim, pentru că știi facem, dar nu vreau să stau lângă el. Bine, nu stai lângă el. Haide, Livian. No, te rog, nu e corect. Să schimb de loc. Nu vreau să stau. Dar nu aș vrea să stau nici în aceeași casă cu el. Mi-e pare rău că stau în aceeași casă cu el. Acum, ce ți-a zis? Și nici în același oraș, și nici pe planeta Pământ. Nu în același oraș. Cum e în același oraș? Este la Bacău. Hai, te rog. Am casă în București. Iartă-mă pe mine. Muncită, dă mâinile astea. Nu interesează ce ai. Dar de ce Livian, Andreea? Andi a spus. Să convin eu cu el. Cum? Nu e ok, eu stăm acolo, mă uitam la el. Uite, ce șa, hai Bianca, iartă-mă. Hai Bianca, lasă-mă, asta era problema acum, Bianca. Doamna Andreea. Da. Acest băiat fițos, cu multe fițe, care nu suportă lumea de lângă el, a spus că dacă Bogdan merge la club, la el, la Brăila, pune pe un băiat pe care noi îl cunoaștem, o cunoștință noastră comună, să-l bată pe Bogdan și dacă încasca, eu mă bag, îl pune pe băiatul ăla să mă bată și pe mine. Nu, nu are nicio legătură. Ba, termint? Nu, a fost puțin cam diferit. Nu știu cum ai înțeles tu. Dar Bogdan e stresat? Ar fi zis că încearcă în așa fel încât să-l aștepte, să-l prindă undeva încât să nu fie niciun public sau nicio cameră, să nu-și dea seama cine l-a bătut. Și după are... A rectificat, ca și cum că ar fi ok dacă l-ar bate în public să știe toată lumea cine l-a bătut pe Bogdan. N-are nicio legătură, nu. Dacă ești bărbat și așa cum te dai tu, bate-te cu el. Că de-aia ne-am bătut deja. Păi s-au bătut odată, ce-ți fac eu ăsta? Și la bătaie, stai cu minte, mă, ce mai vrei? Bă,
te-a băgat pe tine nimeni în seamă. În primul rând a fost alte discuții între noi, alte teste. Mie nu-mi plac figurile astea, doamna, nu le suport. Deci ați luat micul dejun împreună, duminică dimineață. Micul dejun am luat noi trei împreună. Aș vrea să vă spun un alt secret pe care poate voi nu-l știți. În momentul în care Nona a venit la mine în afara emisiunii și mi-a spus mie îmi place de Andra și Andra mă place și noi vrem să ne întâlnim în afară. Nu, asta a fost ideea lui că vrea să se întâlnească cu mine. Nu i-a spus niciodată. Trebuie să facem lumină. Poftim? Trebuie să facem. Nu vreau să fac eu lumină. Cine te-a rugat să faci lumină? Nona, ai venit la mine în spatele emisiunii și mi-ai spus să o rog pe Andra să rămână în emisiune? Să nu pleci. Încerca să fiți cât mai sincer și nu mai lăsați lucruri ascunse să iasă la suprafață mai târziu. Am venit doar și strict pentru dumneavoastră. Te mai întorci în această emisiune? Nu. Fetele vor vota un băiat pe care nu și-l mai doresc aici în această casă, iar băieții o fată pe care nu și-l mai doresc aici în această casă. Mi-a zis o vătăt, vrea să plece. Îmi pare rău, nu ne-a fapt. Îmi pare rău că te votez, de fapt chiar nu-mi pare rău. Am să spun concurentul care se află pe ultimul loc în voturile telespectatorilor. Andi, faci o nevoie. Am avertizez. Deci nu te Mircea, te avertizez. Ia uitați, iar. Mircea. Hai să nu deschidem iar, subiectul iar ăla. Îl deschid eu pe ăsta. Mircea. Ia uitați, deci ușor. Nu se poate. Voi. Așa, tăi din gură, Mircea. Așa. Vedeți, vezi că se poate? Gata. Se poate. Da. Păi lasă-mă. Ce Mircea, ce Mircea? Mircea ce? Cine e Mircea? Gata, uite. Cel bătrân. Gata, s-a potolit. Și dar ce Mircea, dar nu cum am potolit, că eu n-am cum să mă potolesc în fața ta, pentru că eu ți-am zis, te iau în considerare datorită doamnei Andreea, atât. Pentru că Ani, știi unde vii? Știi că aici sunt mai multe persoane în această casă. Normal. Toți știți. Și că nu bag în seamă pe oricine. Eu sunt vagabond, sunt golan. Nu uita și ce faci. Nu se bag eu în seamă pe oricine. El încearcă să te imite într-un haios. Dar nu pot să stau, doamna Andreea, nu pot să stau cu un cioban, cu un cioban, cu un urs. Ciobanii sunt bine. Nu pot să stau eu în seamă. Nu pot să stau cu un urs. Andi, nu pot, cer scuze în fața dumneavoastră, dar nu pot. Nu pot să stau, dacă nu pot, nu pot să stau să-l ascult pe el, dacă el pentru mine mă... Dar de ce nu lămuriți problema? Dar ce lămuri? Ce să lămurești? Ce-ai tu cu el, Jador? De la nimica, el a avut cu mine, doamna, și să n-aibă nimeni nimic cu mine. Andi, gata, vină înapoi, te rog. Oamenii din jurul lui țin la el, de asta gata, mă cu la mine toți oamenii, pentru că mă iubesc, e normal. Nu mai reacția lui spune multe. Atât. Nu, reacția mea este așa pentru că nu, uite, vezi? Nu te suport. Uite, vezi ce vezi? se înțelege altceva. Vino, te rog, nu pot să stau acolo, nu pot. Nu da, da, am încheiat subiectul, nu mă interesează. Voi vorbiți pe niște lucruri pe care le-ați auzit. Eu bag în seamă, bag în seamă. Nu mă interesează. Am o surpriză pentru Andi ca să-l înveselesc. Poți să fac o secundă? Nu, nu mă interesează. Vreau să-mi comentezi un material. Ce ai avut de împărțit cu Andra? Cine? Eu? Cine? Tu. Noi? Ați avut ceva de împărțit săptămâna asta? Nu ți minte. Ce-o fost? Normal că nu mai țineți minte. Da, când ți-a zis. Normal. Eu am un cadou pentru cine, Andi. Nu prea mult. Și de... Vrei cadou de la Mariana ca să te liniștești? Dar nu am nimic ca să spun eu. Sunt foarte liniștit și foarte vesel. Repede, o secundă. Asta e vinovat, mocanul. L-am pregătit. De aia și-am intrat prima aici. Să nu fie o bombă. L-a ascuns. Hai să-i stăm pe amândoi. Doi? Dar ți-ai ales momentul cam prost. Doi și ce se poate? Da, pentru tine, că eu ți-am oferit prima. Mocanu, tu e da lui? El mi-a dat mie ca să-ți ofer. Nu, eu stai salit. Tu? Tu e dat. Cât e dat? Mi-a dat în camera roșie un porumb. Cred că-ți folosiți, Andreea. Un porumb și un păr. Era pentru tine. Poftim, băieți. Unul sigur e. Eu mereu ce zic, doamna Andreea, mi-asum orice zic. Când am zis de cuplul lui, lui Mocanu cu Andra, când am zis că e fals, eu pot să vă arăt niște dovezi, pentru că de asta e fals și de asta am dedus eu că e fals. Acum, din partea lor, dacă nu e fals, nu e fals. Eu, dacă vreți, vă arăt niște dovezi, dar doar dumneavoastră, nu arăt la oricine. Pentru că... Am înțeles. Să vă aduc? Gata. Jador, dar deci ce... Eu mereu vorbesc pe fapte, doamna Andreea. Liniște.
Jador, te-ai speriat? Te crezi că am la cadou? Dar nu mai vorbiți? Ba, te așteptăm. Să arăți, ce? Ce zici? Eh? Uite, vorbește Andrei. Duminică, la... Nu ne-am apus să le șterg. Să văd. Arată-ne și... Nu, vreau să arăt doamna Andreea. Nu, acum, nu, arată doamna Andreea. Nu, să vadă să vă relateze doamna Andreea ce să vedeți. Dacă o pus până la ochi, nu-i de bine. Dă încet. 70-10 de minute. La micul de... Bogdan. Ce știi despre ce vorba? Cam atât, vă mă arătăți. Când au venit intenționat și să ne facă manevră. Nu, ce-i faza? N-am găsit. Eu vorbesc pe fapte. M-a rugat Nonie să nu arăt și eu i-am zis că le-am șterg și le-am băgat în alt ford. Ce fai. În calitate de jurnalist am voie să relatez ce am văzut. Asta e un amănunt pe care, mă rog, l-am omis să vi-l spun în așa fel încât să aveți încredere în mine. Mi-ați arătat multe lucruri și am tăcut de fiecare dată și am avut nevoie de acordul vostru. Dar în calitate de jurnalist, dacă văd ceva, am voie să relatez ce am văzut. Nu o să intru în absolut niciun detaliu, pentru că atunci n-ar fi ok, pentru că nu am acordul părților. Dar cred că pe a lui Nonel aș avea. Deci ați luat micul dejun împreună, duminică dimineață. Nu am luat micul dejun împreună. Micul dejun am luat noi trei împreună. Da. Da. Dacă vreți, putem să aducem imagini de la hotel, că eram doar noi trei. Bine, atunci. Dar vrea să se referă la... Ați băut, ați mâncat ceva, a stat la o masă. Ieșit. Am ieșit noi trei, ei au fost la club și după aia Andy și cu None au venit unde eram noi în Becșitaș. Da, au insistat să vină. Da. Sunt mesaje vocale, da, în care, eu am spus că nu vreau să vină, dacă e None. De ce luai în brațe? Pentru că nu luam în brațe. Nu, pur și simplu ne-am salutat. Taxi le-a zis către mine, poți să te iau în brațe? Fix așa a fost. Andy, poți să spui chestia asta? Nu că eram încolo. Deia, tu erai lângă mine. Și a zis, poți să te salut? Da. Și m-a luat așa și a făcut intenționat, el a scos telefonul să o facă. Deci îmi jur că n-am făcut chestia asta. El a scos telefonul pe loc să facă manevra asta. Nu veniți cu jocuri de astea. Și Andy, să ziceți cu astea. Niciodată nu m-ai atins tu, niciodată nu m-ai îmbrățișat să vii tu. Poți să te iau în brațe, s-a pus să râdă și ăsta din spate a scos telefonul să facă filmul. Era poate că stau și venit. Păi de-aia și eu venit să facă. Ce facem? E mai lungă. Nu, eu l-am văzut. L-a luat telefonul și l-a împins și am zis, Andreea, dar ce zici cu chestiile astea? Nu e departe. Păi de asta zic. Era cu Ligi, vorbea s-a dus mai încolo, noi trebuia să luăm taxi și Nonie a spus la un moment dat, a zis și tare să audă, poți să te iau în brațe și m-am uitat la el și m-a luat direct în brațe. Iar el a scos telefonul și a făcut filmarea și am zis, ce faceți voi aici? Adică mai lungă filmarea, e mai lungă filmarea. Pe asta zic, da. Că eu știam că a fost vorba de două. Eu mi-asum, spre deosebire de tine, eu nu mă dau un gât singur. Da, să arătăm filmarea, de ce să nu arătăm filmarea? Păi să vede efectiv când zice, poți să te iau în brațe și el scoate telefonul. Și face și eu am și văzut, adică m-a luat în brațe, am văzut. Nu, știți ce mi se pare, nu aș vrea eu să vorbesc, că mami mi se pare dezgustător. A fost manevră de-a lor, adică. Păi așa, că backstage... Păi era el lângă el sau nu? Exprim. Da. Mariana, te rog să stai. Era lângă el. Nu, mie mi se pare dezgustător ce au făcut ei. Se pare că ei s-au înțeles ca să bage pe asta în groapă și mi se pare patetic să faci așa ceva. Da, nu, mie mi se pare și ce mi se pare mai patetic. Stai așa, Ligi, după o să spun eu. Manevră de asta, low cost cum ar veni. Manevrii să o sun pe Andra, să îi speli creierul o oră și să pipi Baxter să filmezi toată conversația. Păi, de asta zic că-s mai multe chestii, dar nu și urât, fraților, să faceți așa. Să pipi Baxter să filmezi conversația, ca să o ai la mână în caz că lucrurile nu decur conform planului, tu să vii să spui, da, domnule, dar vezi că ia, uite, că și ia o răspuns. Nu știu, deci e strigătorul. Da, cu cine ne facem în cupluri în casă, văzut, să înțeleg și eu vreau cu cine? Să zic că am văzut toată filmarea. Cu niște toată filmarea, mi-a arătat. Ferească Dumnezeu. Omul te-a filmat Dumnezeu. Tot ce ai vorbit cu el timp de 15 minute. Păi că a avut el un plan, te-a filmat Jador. Tot. Pentru că a avut un plan. Tot te-a filmat. Eu știu că ți-a trădat încrederea, poate, sau nu știu, ce a fost între voi, nu știu ce a fost, nu apar aproape tot ce era mai important era când mi s-a închis telefonul. Și a filmat Mariana. La Mariana. Da. Da. Înțeles? Soar. Omul te-a filmat tot ce ai vorbit.
Și dar din discuția ta, nouă ne-a dedus ca și cum îți băgați în creier că el are relații pe aici, în producție. Dacă a fost, a fost să facă chestia asta, în casă să facă, a spus să filmeze, să, el, să mi se ia cadouri, să se bage în relații. La fusel, băiatul ăla. Adică scopul a venit ei doi și să filmeze și adică ce scoase? Spuneți-ne și nouă, dar Andreea, cu el, să știm că dacă mai suntem degeaba aici, nu...